anterioare. Împotriva abținerii. Da. Dispoziția numărul 62 din 27 iulie 2017, privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Mestria Cașin pentru data de 10 iulie 2017. Primarul Comunei Mestria Cașin, județul Bacău, având în vedere proiectul numărul 21-2016, electrificarea, extinderea rețeaua electrică pentru alimentarea cu energie electrică a satului Scutaru, Comuna Mănăstirea Cașa, județul Bacău. Prevederile articolului 11, alineatul 1 și articolul 38, alineatul 2, litera B din legea numărul 153-2017, privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice. În baza articolului 36, alineatul 1 și alineatul 2, litera B, alineatul 4, litera D, din legea numărul 215-2001, republicată. În temeiul articolului 68, alineatul 1 și articolul 115, alineatul 1, litera A, din legea numărul 215-2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare. Dispun. Articolul 1. Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, se convocă în ședință ordinară pentru marți, 1 august 2017, început cu ora 16, în sala de ședințe de la Comunie, având ca proiect al ordinii de zi următoare. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de transfer al rețelei, al prețului și al contractului aferent la lucrarea, extinderea rețelei electrică pentru alimentarea cu energie electrică, satul Scutaru, Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului, delegarea atribuțiilor administrator SC domeniul public și privat Mănăstirea Cașin SRL pentru domnul George Soare din Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Mănăstirea Cașin și a indemnizațiilor de ședință al consilierilor locali ai Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău. 4. Revocarea hotărârii Consiliului Local din numărul 46 din 30.05.2017 privind schimbarea denumirii din Școala Gimnazială numărul 1 Mănăstirea Cașin în Școala Gimnazială Regina Maria, ca fiind nelegală. Articolul 2. Secretarul Comunei va urmări reducerea la definirea prezenței dispoziției. Articolul 3. Prezența dispoziției va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la afișerul de la primărie și va fi comunicat în temeiul legal instituției prefectului județului Bacău. Sunteți de acord cu dispoziția? Ordinea de zi? Da. Împotrivă? Abțineri? Trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de transfer al rețelei, al prețului și al contractului aferent la lucrarea, extinderea rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a satului Scutaru, Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Da. Domnul primar, toate vă prezintă lucrarea. Tot la ce proiect. Ce să faci? Să prezint eu această lucrare, acest punct de vedere. Nu l-ați voi? Cum s-a prezentat? Uite așa, cum nu am voie să prezint? Nici stați în locul dumneavoastră, da. Prezintă. Da, am impresia că sunteți tipul ăsta, oportunist, care... Dar cum să prezentați asta dacă materialul este la mine? Inițiatorul e primarul, dar inițiatorul nu e... Stați un pic, domnul Gălăi, încercați să încercăm vorbul. Vreți să veniți primarul în locul meu sau ce sunt? Nu, domnul, eu sunt consilier și vă scumesc că nu ați prezentat, dar să-mi voi prezint eu. Da, mulțumesc, lăsați că mă descurc. Da, nu știam ce... Mă descurc, da. Și ce vă, ce să-mi așa? Dar nu, de ce? Păi cum văd că
Dorin în sus. Nu înțelegeam ce doriți. Este vorba care nu m-a venit să prezentat. Da, bine, domnul Călăuș, nu o să fiți primar, de asta știți. Nu așa, domnule, nu așa. O să fiți primar, o să prezentat. Deci nu, domnule, că... Proiectele pe care veți inițial. Domnule, eu vreau să vă ajut pe dumneavoastră. Vreau să prezint pentru că am citit acest proiect și știu bine despre ce e vorba. Dați-mi voi și prezint eu lucrarea asta. Și n-aveți ce să prezentați ca lucrare, pentru că lucrarea a fost prezentată la asta. Haideți să vă explicăm ce este vorba. Adică ceea ce explicați vreau să explic eu. Asta vreau. Bine, mulțumesc. Sunt sigur că sunteți foarte bine pregătiți și știți, dar lăsați-mă totuși pe mine să-mi fac meseria până la alte. Adică că introducerea a fost făcută deja, văd că un pic mai abrupt. Știți că noi la lucrarea asta am obținut certificatul de urbanism, iar prin certificatul de urbanism, printre alte cerințe, avizii și așa mai departe, este Consiliul Județean de cere și aprobarea modului de transfer al rețelei, al prețului și contractului aferent. Și vorba așa cum am făcut și la celălalt, la celelalte investiții, la extinderea de rețea la, pe strada bisericii în sus, contractul de comodat cu Delgaz, cu EON, cam așa ce vreau. Delgaz. Delgaz. Să numesc acum. Delgaz Grind. Grid S.A. Da. Și avem, noi am prezentat la un moment oportun proiectul, studiul de fezabilitate privind rețeaua, care are 0,4 kV și O să prezint un pic contractul ăsta. De cât eu văd, domnul? 0,4. Crește 80 sau? 0,4 plus 20. Păi 20, domnule, mă gândesc. 0,4, 20, are mai multe componente. Nu are multe, domnule, deci important este rețeaua de 20 kV, la ciocăria până la scutare. Și după aceea, domnul, pentru 5 kV... Așteptați că o să vă prezint caracteristicile... Nu uite cât de bine sunteți pregătiți. Iar partea a doua este Delgaz Grid, VSA, cu sediul social în Târgu Mureș, în calitate de comodatar. Având în vedere dispozițiile articolului 4, alineatul 1, litera A, din ordinul 31/2013, pentru aprobarea metodologiei privind reglementarea condițiilor pentru preluarea de capacități energetice de distribuție a energiei electrice, emis de ANRE, au convenit încheierea prezentului contract. Obiectul contractului, cedarea de către cedarea de către comodat, cu titlu gratuit, adresele de folosință a rețelei electrice de interes public, medie și sau joasă tensiune, din zona satului Scutară, predarea primirea obiectului comodatului va fi consemnată în procesul verbal de predare primire, care se încheie la data de și se constituie anexa numărul 1 la prezentul contract și parte integrantă din acesta. Durata contractului, prezentul contract se încheie pe toată durata de viață a rețelei electrice de interes public din zona Scutaru, începând cu data procesului verbal de recepție, data la care rețeaua electrică de interes public va fi predată comodatarului. Obligațiile părților. Obligațiile comodatarului sunt următoare. Să mențină rețeaua electrică realizată în stare de funcționare pe costurile sale,
să se îngrijească de bunul împrumutat, tocmai ca proprietarul acestuia, să folosească lucrul potrivit destinației sale, să suporte de la data preluării bunului cheltuielile necesare folosinței acestuia, neavând dreptul să ceară restituirea acestora de la comodant. Obligațiile comodantului sunt următoare. Să predea rețeaua electrică de interes public de medie și sau joasă tensiune din zona spitalului la data prevăzută la articolul 2, să nu fie începe comodata, să folosească bunul împrumutat până la termenul convenit prin prezentul contract, inclusiv pentru acordarea de noi consumatori. În situația în care, pentru menținerea stare de funcționare a rețelei de distribuție a energiei electrice, care face obiectul contractului de comodat, sau pentru creșterea calității energiei electrice distribuite, sunt necesare lucruri de modernizare, de tehnologizare și care presupun înlocuirea de unor capacități externe, transformatoare, echipamente și alte bunuri de natură a activelor care se capitalizează, părțile recunosc că dreptul de proprietate asupra acestora aparține operatorului de distribuție, comodatarului, acestea fiind achiziționate și puse în funcțiune prin grija operatorului de rețea. Încetarea contractului. Prezentul contract se reziliază de drept, fără a mai fi necesară intervenția unui tribunal arbitral, instanțe judecătorești, în cazul în care una dintre părți nu își execută una dintre obligațiile enumerate în prezentul contract. Contractul nu va putea fi reziliat de către comodat dacă comodatarul își îndeplinește toate obligațiile cei de vin. Partea care invocă o cauză de reziliare a prevederilor prezentului contract o va notifica celelalte părți cu cel puțin 15 zile înainte de data la care rezilierea urmează să-și producă efectele. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractate. Prezentul contract încetează de plin drept în următor de cazuri. Părțile convin de comun acord încetarea contractului, expirarea duratei contractului. Încetarea contractului are efecte numai pentru viitor, lăsând neatinse prestațiile succesive care au fost făcute anterior încetării lui. În situația în care comodantul nu mai dorește continuarea contractului, sau în situația în care contractul ajunge la termen, încetează din mod definitiv, comodantul se obligă să preia rețeaua sa împreună cu bunurile care aparțin comodatarului, cu despăgubirea acestuia, din urmă, pentru investiția făcută în rețeaua comodantului. Valoarea despăgubirii va fi negociată în funcție de valoarea investiției pe care comodatarul a făcut-o și de gradul de uzură al acesteia, dar nu va putea fi mai mică decât valoarea rămasă de amortizat a investiției înregistrată în contabilitatea operatorului de distribuție la data negocierii. Forța majoră. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștință celelalte părți, înscris în maxim 5 zile de la apariție. Iar dovada forței majore se va comunica în maxim 15 zile de la apariție. Data de referință este data ștampilei poștei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerț și Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celelalte părți încetarea cauzei acesteia în maxim 15 zile de la încetare. Notificări. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre aceste celelalte este valabilă îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa sediului prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare. Notificările verbale nu se iau în considerare și de niciuna dintre părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la aliniatele precedente. Soluționarea litigiilor. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretare, executare, ori încetare acestuia să fie rezultate pe care amiabilă de reprezentanții lor.
În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe calea amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente. Amendament. Părțile contractante au dreptul pe durata îndeplinirii contractului de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional încheiat în scris și semnat de reprezentanții legale ale ambelor părți. Legea aplicabilă contractului, contractul va fi interpretat conform legilor din România. Clauze finale. Prezentul contract împreună cu anexele sale care fac parte din, integrantă din cuprinsul sau reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă. Deci acesta este contractul care urmează după aprobare să fie încheiat cu de-al gază. Scrie cineva la cuvânt pentru a adăuga ceva la proiect? Da, și eu. Vă ascultăm. Vă ascultăm. Vă ascultăm. Eu am citit, a fost legea pe aici și n-a intrat în acest contract. Deci este vorba de un contract de comodat. Insistat ca domnul primar să ne spună cam ce costuri din partea noastră impune semnarea acestui contract. Dar n-aș putea să spun. Și nici nu știu dacă îmi scrie acolo să spun. Problema este următoarea. Este un pas bun făcut pentru comuna noastră, pas care trebuia făcut încă de acum 13 ani, când s-a pus problema identificării statului Scutar. Această lucrare a fost făcută pe baza unui proiect, întocmit de o societate de proiectare, care a fost contractată, probabil, de către Ion Bacon. Sau mai exact, de șefii lor care se află la Târgu Mureș. Pe mine m-a interesat faptul că această lucrare costă, așa cum s-a văzut în proiect, suma de 109 miliarde de lei vechi, 109 miliarde de lei vechi, și costă, domnul primar trebuia să spună, în execuția mai multor lucrări. Prima dată este vorba de niște cheltuieli pentru obținerea terenului, după aceea este vorba de cheltuieli pentru executarea proiectului, care nu este chiar așa de mic. Numai valoarea proiectului costă 1.134 milioane, vorbesc în bani vechi. După aceea, un alt capitol este vorba de cheltuielile de investiții, care și acestea costă 119 miliarde tot în bani vechi. Și... Dar nu știu de unde a scos sumele astea. De acolo nu a scos. Dar nu avem lumea și unde a scos sumele. Ia uitați-vă un proiect, vezi pe acolo. Da, bine, mă uit, sunt la divizul general, ne-a spus. Uite acolo, domnul. Așa, și da. Ce aveți acolo? Și cât e valoarea proiectului? Valoarea proiectului total este de 195.094.000 lei noi. Este? Nu, da. Dar cât e, domnul? Valoarea totală este de 1.185.006 lei. Da? Asta înseamnă 11.850. Așa. Domnule, da. Eu am luat de la domnul secretar. Da, să spune domnul. Dacă vrei să vă arăt că să citești un document, eu vă arăt, nu e nicio problemă. Dar nu mai vorbiți ca să vă aflați între altor frumos. Induceți lumea în eroare. Nu, domnule, deci, vă spune ce voi să... Ce spun în devizul general, că eu am în față. Hai, zeniți în coace. Domnule, s-ar putea să vă spune și domnule. Intrați în detalii din care nu și-au rost. Unde ați găsit această sumă? Pe unde mi-a dat omul în medală? Nu știu de unde mi-a dat. Ați studiat, că așa a spus, că a studiat. L-a studiat, domnule. Ce a studiat, domnule? Poate ați luat altceva. Hai, domnule, să vedem ce vor. Nu, 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 nu,
Atât că eu știu să citesc un contract. Nu știu cum. Dar nu există contract, nu are contract de valoare. Un proiect. Proiect. Proiect, da. Proiect, da. Deci totalul general este ăsta, dar eu am citit în alt și am luat... Da, da, da. Haideți, lăsați, lăsați. O lămurim după aia. Da, da, lămurim după aia. Dar vreau să spun din ce forma proiectul ăsta. Da, bine, da. Suntem. Dar nu vă spun eu. Da, da, nu vă vor. Deci că au spus aici și un alt pe care le-a dat. În sfârșit. Deci suma totală este de 1095,94.000 lei. Noi, noi. Da. Încheiați cu aberațiile. Haideți să citim ce de citit, ce v-ați notat dumneavoastră în picior, de unde le-ați luat de pe, eu știu, poate le-ați luat de pe internet. Nu am nici 1094, dar nu, e 1185,6 cu tot cu TVA. Deci, devizul general deci este 1094,95, îi cunoașteți. Nu am dat nici 1000. Nu ați spus da, o fie, nu contează. Nu contează. Nu contează. Nu ăsta a fost aprobat odată cu datele care sunt aici. Este în lista de investiții. Și acum e vorba de contractul de comodat, care nu are nicio valoare, nu are o valoare. Valoarea are investiția în sine, asta. Dar n-ai spus că doar de acolo. Așa se întâmplă să mai face contractul comodat. Dar proiectul mai există și alții. Deci, atunci ce atenți cu care le faci contractul ăsta? Atunci atunci ce eu? Că această lucrare, conform proiectul, este formată din lucrarea ca atare, este linia de la PT4 până asta am discutat odată la, când am aprobat devizul general. Deci suntem la a treia hotărâri de Consiliul Local de la lucrarea se știe toată lumea. Caracteristicile tehnico-economice s-au discutat... Și nu le mai spun, da? Da. Ați vrea să consulti? Sau dacă nu, aducem hotărârile la... Deci, să rămânem de la această ședință cu ce obiective presupune această de zi lucrul ăsta. De ce sunt scutat? Păi de cum vreau zi de zi, domnule? Dar nu vreau de zi de aprobarea contractului cadru, atât. Deci noi trebuie să fim de acord acum să-i dăm un del gaz gri. Exact. Să-i facem contractul să-i comodat. Dacă suntem pro... Toată durata existenței, aici e o chestie care deranjează. Deci, pe toată durata existenței de rețele, îl faci tu, el ai predat și îl dai și el în exploatare. Există altă posibilitate să mai te faci dacă când a fost prelungirea aia de tot așa și a fost la biserică, acolo am avut aceleași discuții. Și aceleași discuții și acum. Deci, ei monopolizează. Da, din păcate. Deci, în concluzie, vreau să explic, dar toată lumea să știe de ce părți e format acest proiect. Dacă nu dați voi să pun acest tapet, mergem mai departe. Acum o să ridic următoarele întrebări. Pentru finanțarea acestui proiect, care este o sumă considerabilă, și fără să știu că nu sunt convinc, nu se pup aceste cifre, vreau să știu cine. Cine finanțează acest proiect? Și trebuie să-mi spune domnul primar. Comuna Mistria Cași și cu ajutorul Comunului Consiliului Județean Bacău. Așa. Și constructorul cine l-angajează? Comuna Mistria Cași. Prin licitație publică. O să facem licitație publică și facem o licitație. Se chemă electronică în licitație publică. De lucrare se ocupă numai Comuna Mistria Cași sau intervenit de recepție, ca să zic, și de unul? Pentru că este lucrare comisia specialitate. Comisia de recepții vor fi reprezentanții de-al gazului, eu îmi spune, vor fi ISC-ul, mă rog, va fi o comisie complexă, în clar cum va fi. Bine, dar pe timpul execuției acestui lucrări, care este lucrare importantă și sfântă, trebuie să avem un dirijent de șantier care va fi reprezentantul probabil la... Nici nu dă ISC-ul începerea lucrării până când nu prezentăm notă, contract cu dirigentele de șantier. Și plus de asta trebuie și dirigent de șantier electric și dirigent de șantier constructor. Pentru că sunt și betoane și sunt două categorii de lucrări complexe. Bun. Spre știința noastră, spre informarea noastră, proiectul a fost achitat?
ce da, se fac? Studiul de fezabilitate, proiectul a fost achitat. Ai, deci a fost executat, cum, cum l-aveți acolo în față, și a fost achitat, da? Da? Toate costurile. Păi uite, asta de aici a fost. Da. Așteptăm să înceapă construcția. Bine, așteptăm primul fază, hotărârea între la, 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 la autorizație de construcție, după care... Autorizația de construcție, am înțeles că este făcută în urbanism. Este certificatul de urbanism. Și în certificatul de urbanism mi s-a cerut și hotărârea Consiliului Local privind modul de transfer și modul de... și prețul contractului. De care eu discutăm strict astăzi. Eu vreau este să vă spun un singur lucru. Sunt consilier și nu era să vă de rău pentru că critic aceste probleme sunt de importanță vitală pentru Comunul Monestirea Cașin. Și mă surprinde faptul că toată lumea mă înțeapă că de ce votez... Dar nu vă înțeapă. Domnul Vanțeva. Vanțeva va și domnul... Da, cum adică? Domnul Vanțeva. Păi mai zis, domnule, că îmi spun cum... Haideți să discutăm la obiect. Până la obiect. Dacă sunteți ca asta un pic atent, o să înțelegeți ce se întâmplă aici. Eu sunt atent. Așa. Sunt atent. Asta s-a discutat asta. Spune că nu facem discuții, nu dragă discuție. Asta spune. Nu am spus. De e vorba de mandatul trecut. Da, dacă mai... Haideți să ce mai... Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul 2. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului, delegarea atribuției administrator SC, domeniul public privat, Mănăstirea Cașin SRL, pentru domnul Soare George din Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Da. Așa cum știți, domnul Bucur George Adrian este administratorul societății într-un domeniu public și privat. El a avut o suspendare temporară până în luna iulie și a făcut o cerere pentru prelungirea suspendării temporare pe motive personale. Știți că are mântul băiatul în septembrie și nu se poate ocupa acum. Și a cerut o suspendare, continuarea suspendării până la data de 31 decembrie și bineînțeles că în locul lui se rămână tot domnul Soare George, așa cum a fost și până acum. S-au prezentat cele două cereri, noi trebuie să facem mai departe către Registrul Comerțului să le aducem la cunoștință și să facem, dacă sunteți de acord noastră cu cele două cereri. Deci, Senatul Bucur George Adrian, în calitate de administrator SIC, domeniul public și privat SRL, vă rog, prin prezentă, să-mi aprobați suspendarea din funcția de administrator până la 31 decembrie 2017, pe baza unor motive, pe baza unor motive personale. Și, bineînțeles, că Soare George face o altă cerere, prin care cere să se prelungească contractul până la 31 decembrie 2017. Asta e... Asta e materialul pentru punctul 2. Are cineva de a adăuga ceva la comentarii? Da, da. Vă ascultă. Păi, știm lucrul ăsta că domnul George a făcut această cerere, fiindcă are problema capitală de viață, ceea ce este în soare. Eu i-am dorit și a adunat, ce spun și acum, acasă de viață, și se revine cu forță de la postul pe care el a prezentat. Însă altceva este important de spus. Această societate GPP este o societate care, așa cum a spus și Adrian, este o societate căpușă pe adresa bugetului local. De ce este căpușă? Pentru că consumă în fiecare an o treime din bugetul local. Și din cauza asta, din cauza acestui consum nemaipomenit, propun ca această societate să se autogestioneze. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că lucrările pe care face această societate să fie plătite și să-și ia salariile din ceea ce produce. Nu se stea și să strângă din bugetul nostru local. Adică, indiferent ceea ce face sau ceea ce nu face, ei primesc salarii pentru că pot să stea în pomană și tot ce primește salarii. Și se mai ierte Dumnezeu că lucrările pe care le-a făcut sau și le face această societate, de a arunca pe fiecare stradă câte o roadă de pietroaie, nu înseamnă să cheltuim 50 miliarde de ani. Cred că nimănui dintre noi, deci în oricare, n-ar fi mulțumit și n-ar putea să țină o astfel de societate cu 50 miliarde pe an și să nu facă aproape 50 de miliarde de ani.
Căpușă și să se autogestioneze. Să pute la vot această propunere. Bun, haideți să discutăm despre ordinea de zi. Da, să devenim la ordinea de zi. Asta e ordinea de zi. De asta nu se face gardul la școală, de aia școala se va dărâma, de aia defensoarea se va dărâma, de aia avem un metru pătrat de asta. Domnul consilier, vă rog frumos, discutăm la diverse că dispensarul se dărâmă, că podul s-a rupt. V-am spus, vă rog frumos, nu mai da, ați adăugat. Sunt problemele comune, domnul președinte. Sunt problemele comune și astea nu se discută la diverse. Acum trebuie să discute. Vă rog frumos asta să ne votați. Asta este legătură cu societatea comercială de pe domeniul public și privat, care consumă pe an 50 de miliarde de vechi. Da, haideți să vedem dacă mai e. Da, mai departe. Da, cum ați scris ceva la cum am făcut? Cine este de acord cu domeniul privat, prelogia usoarei? Da, sunt de acord. Da, suntem de acord. Împotriva, trei. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Mesirea Cașeni și a organizațiilor de ședință al comunităților de care ai comunii Mesirea Cașeni și principal. Hai să fie din tot un secretar și așa e cu tot un secretar. Urma doctorului de 83 din 2017 în care s-a stabilit privind salarizarea personală pe acest din fonduri de publice, suntem obligați ca salariile pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale în aparatul de specialitate al primarului să fie, acele salarii să fie aprobate în ședința de Consiliu Local. De asemenea, se va discuta un pic și despre indemnizațiile de ședință ale consilierilor locali pentru lunile următoare. Eu, au fost discuții până apoi, precum că indemnizațiile de ședință au rămas bătute în cuie o lungă perioadă de timp. Și o parte, unii dintre domnii consilieri mi-au reproșat acest lucru. Eu am încercat. Eu am încercat ca la această ședință să aduc la cunoștința consilierului local și v-am lăsat niște materiale pe masă în care se spune prin ordonanța de urgență a Guvernului, numărul 57, la articolul 12, alineatul 3. Da? Vă rog să-l citiți și o să vă convingeți că indemnizațiile de ședință ale consilierilor locali, ale consilierilor rămân la nivelul stabilit în anul 2013. La acel nivel, salariul primarului, indemnizația primarului era de 2600 de lei. După care s-a mărit salariul primarului la 4000 de lei și a viciului primar la 3500. În aceste condiții au dat această ordonanță de OUG, da? Așa prin care a rămas la salariu, la nivelul, ultima frază, domnul Lugăru. A rămas la nivelul anului 2013. Așa încât și în anul 2016
și în anul 2017 a rămas la nivel anul 2013. Vorbesc în fața camerelor de luat vedere, știu ce vorbesc. Da? Așa. Cu noua lege a salarizării, așa a apărut legea 284, legea salarizării, care n-a fost aplicată niciodată în 2010. Și a rămas cu vechea lege a salarizării din 2008. A apărut legea, s-a publicat în monitor oficial, dar au venit noi reglementări. Anul ăsta rămâne la vechea lege. Anul ăsta nu se aplică legea 284. Așa încât s-a ajuns ca în anul 2016 până acum, salariul juristului să ajungă egal cu salariul femeii de serviciu. Era o anomalie. În aceste condiții, nu, domnul primar nu avea nicio pârghie, nu? Ca să reglementeze situația. Abia acum, prin această lege a salarizării, domnul primar are această pârghie în care să îndrepte lucrurile. Mai mult, prin această lege, s-a făcut și o ierarhizare a funcțiilor publice și funcțiilor contractuale, un ghid pentru domnul primar, nu pentru domnul primarul nostru, în general pentru primării, ca dânșe să fixeze aceste salarii. Bun. Mergem mai departe. Da, uitați-vă, domnul inginer. Așa. Da. În anul 2016, pentru consilierul local, reprezent respectiv consilierul județean. Da, Hai să trec la material acum. Conform legii, primarul și viceprimarul, conform anexei numărul 9, în funcție de numărul de locuitori al comunelor, au o grilă de salarizare. În care, uitați, primar comună cu 5.001 până la 10.000 de locuitori, e coeficientul de ierarhizare, da, 5, la care se mulțește cu salariul minim actual, așa, minim pe economie, care e 1.450. La viceprimar, dar aici este, primar general al capitalei este 10. V-a povestit de la ședința trecută. Primarul a de parte mă dat. Citește un link al greu. Așa. Cu numărul de acum, locuitori. Da. Cu numărul de locuitori. La numărul de locuitori. Deci primarul are 5 coeficientul de ierarhizare, iar domnul viceprimar are coeficient de ierarhizare 4. Au... Da. Acum. Fă și calculul, să nu ne ia. Nu. Dar acum oricine poate. Legea matematică. Așa de ce. Legea să faci din evidență un aspect foarte important. În primul rând, salariile se fac la propunere, să vorbesc aici de personalul din aparatul propriu. Salariile se fac la propunerea primarului cu aprobarea Consiliului Local. Deci nu există faci salariul și dacă nu aprobă Consiliul Local, înseamnă că s-a blocat toată treaba. Din cauza asta și venim astăzi cu proiectul ăsta de hotărâri, ca să putem să punem la punct cumva și chestiunea salariilor prin aparatul propriu. Deci ăsta e principiul care practic îl statuiază legea salariilor și am făcut propunerile, sunt cam următoare. Pentru secretar se aplică un coeficient coeficientul de ierarhizare 4. Pentru consilier asistent, consilier juridic, asistent, inspector, asistent și avem aici pe următoare, pe Roșu Cornelia, contabil șef, Dragomir Cristian, juristul și doamna Olaru, un coeficient de ierarhizare 3,5. Consilierul debutant, Măcălău Mihaela, 3,45. Referent superior, Apostol Gheorghe și Jitea Maria, 3,31. Bibliotecar, Jitea Mirela, 3,31. Guardă, Măcălău Ionelia, 2,24. Șofer, Bârlă, încă figurează la noi, 2,3. Paznic, Drăgan Mircea, 2,37. Șef SVSU, domnul Vasilache Iliuță, 3,45.
Muncitor necalificat, Jitea Florin, 2.24, cam ăsta e personalul. Cam ăsta e personalul. Dar ce astea sunt 2.24, ce scuze? 2.24 la Jitea Florin. Da. Aici și la femeia de serviciu, mă călăru Ionel. Jitea Florin. Muncitor necalificat. Ideea este să-ți spus așa de-ați învățat. Am vrea să vedem în funcție de coeficientul ăsta și care e salariul. Înmulțit cu un salariu normal, să vedeți că ne ajunge la o schemă de la un fond de salarii destul de mare. Și din cauza asta am plecat pe motivația asta de a mări salariile și în același timp de a cere performanță și de a avea pretenții, bineînțeles. Pentru că salariile lor mai sus de atât nu se vor mai duce. În jos se vor duce, dar în sus nu se vor mai duce. Deci asta e principala motivație pentru care am Dar mă întreb că pătați mai poate diminua? Da, sunt sarcini de serviciu și poziție de salariu. Deci, discuția asta am avut-o și cu personal. Da? Deci, ea la tine a venit întrebarea și ne-a spus, fraților, ăsta e propunerea mea pentru salarii, însă el se poate diminua de aici, pentru neîndeplinire. Ne ducem la întrebările. Mai multe chestii. Domnul primar, vreau să mă știu. Nu, foarte nebun. Bun, domnul, dar nu am vrut.
Da. Doamna Tapalac are 3,45, asta înseamnă tot în jur de 5.000 și ceva de lei, nu? 5.000. 5.000 de ceva de lei. Da. Înseamnă că trebuie să ia 5.000 de lei. Deci cât are? 5.000 de lei. Da, se scade, da. 33%. Se scade, mulțumesc, dar nu e nicio problemă. Mai departe, contabil și... Contabil și e bani, v-a spus, dar 5.800. A, dar secretar v-a spus, ce-a spus. Contabil, ba da, vezi? Da, eu mă scriu la concurs. Eu vreau primar. Nu, eu vreau să vezi sărbă. Ești din milioane. Ce vreau? Fără responsabilități, fără nimic. Ai de trebuie să-l să uite, spuneți, deci concurs. Trebuie să dai concurs, că nu poți să-l dincolo de concurs. Da, dar nu sunt altele fără concurs, adică legești care 5.075. 5.075 contabil. Cât? 5? 5.075. Deci contabil 5.075. 5.075 lei. Nu uitați că la asta se adaugă impozitul, da? 35%. Toate salariile sunt jur de 20 ceva, 2.000-3.000. Domnul primar, cred că reușești și toată lumea să facă salariul ăsta. Domnul primar, vă rog să mai departe pentru fiecare salariat, cu coeficientul corespunzător și suma cât corespunzător. Dați la fiecare, să știe fiecare ce salarii sunt în primărie. Domnul primar, v-ați împărțit o mapă ca să știe doamna. Adică o copii după aia. Așa și dacă ori nu ce v-ați să ai mai rău, să nu te înțeți acolo. Nu de concord pe un factor. Eu mă dă să nu. Cum adică? Domnul care e necalificat și doamna... În domeniul public, salariile nu sunt secrete. Dar nu sunt secrete. Nu sunt secrete. Ce mai trebuie să facem în cinci aluri? Să ai voi votați mai mari. Nu știu cât de mari, dar considerați-o dumneavoastră. Deci mi se pare că 2,24 cu 2,30 vorba de 0,06% diferență între șoferul care duce copilașii la școală și necalificat. Domnul, nu știu dacă vă amintiți, dumneavoastră aveți, ați avut copii și când i-ați dus la școală, a fost foarte impactat. Să nu mai cred, eu pe timpul când am avut copii, nu există. Păi acum nu putem să ne facem un timp să refuzăm progresul. Deci noi nu trebuie să refuzăm progresul. Noi vrem să facem așa fel. Poate cumva ești cu un grab de rudenic cu... și te interesează în mod special. Nu mă interesează, nu mă interesează deloc. Nu pot să-l din motivul ăsta. Aia dă cu mocul și dă cu mătura toată ziua și nu se compare și necăjită. Și lasă, domnule, să fie foarte bine cum a fixat domnul primar. Nu modificăm nimic așa face. Mi se pare că dumneavoastră priviți lucrurile tendențios și mi se pare că aveți ceva cu persoane... Nu am nimic, dar vreau dreptate. Păi nici eu nu vreau altceva, că nu mi se pare că vreau altceva. Dar trebuie să nu fiți combătut, dacă n-aveți dreptate, nu, domnul. Era vorba aici, dar cred că ați înțeles foarte bine. Era vorba de 0,06 diferență între acestea de oameni și noi. Și mi se pare nedrept. Nu i-am spus că era 5.000 de lei salariul la șofer. N-am vorbit despre ceva deosebit. Am vorbit despre cel mai mare și nu exact. Domnul Roșu, eu iau... Am luat la conștiință ce a spus dumneavoastră. Eu nu sunt neam cu domnul ăla și nu sunt neam cu foarte puțin oameni din Bucătin să neam. Eu sunt venit aici, nu am un bani și eu nu vreau să neam prost. Da? Da? Domnul secretar nu ne-a spus de indemnizație, nu de ședință. Să mergem și la ședință. Poate să fie salariu. Vine, face domnul consilier, face acum. Deci, într-adevăr, salariile sunt destul de frumoase, aș putea. Cam așa, da. Ajute. Și ce face administrație? Vă spuneam că este și responsabilitate și că s-ar trebui o dată să-și aducem și... Da, vă mai aduc aminte o chestie.
de fapt, chestiunea cu care am început. Salariile se fac la propunerea primarului și la aprobarea Consiliului Local. Da? Deci eu o să țin cont absolut, așa cum am făcut-o și până acum, țin cont de absolut toate sugestii pe care le spuneți dumneavoastră și pe care le ridicați astăzi. Și o să facem în așa cum încât să meargă treaba. Bun, la Consiliu, pentru că toată lumea e curioasă și e normal să fie așa, am spus că am propus un procent de 5% din salariul primar. Legea spune, eu m-am adresat frumos, eu nu ți-am spus ție ca să mă iei privind la perpul, înțelegi? Știu că ai caracterul ăsta, pentru că așa ai. Domnule, așa ai fost crescut, domnule. Așa ai fost crescut. Însă, propunerea, uite-te în rege și ai să vezi că este până la 10%. Așa spune, până la 10%. Până la 10%. Și de ce nu dai 10% când dumneata ai luat maximum? De ce nu te-ai luat la 10%? Eu nu am luat, eu. A fost un hotărâre de guvern care s-a da, de uite aici, hotărâm cu toată lumea să fie 10%. Foarte bine, n-ați puteți hotărâ și 11 dacă vreți. Nu, 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 adică ați tăiat de macaroană jumătate deodată. Nu, la sine putere. Am luat-o așa și am gândit drumul. Ați gândit-o prost. Mulțumesc, domnule consilier. Ce s-a întâmplat? Așa, primar, puneți și dacă v-ați tras și v-ați așa cu 72 de milioane, de ce nu dați și la... Domnul, sunteți în aceeași barcă, la lângă. Școala am făcut-o, fii primit, am și eu făcut. Dumneata ai făcut școala, domnule, dar nu mi-e suficient. E problema după tarama. S-a transformat. Domnule, domnule primar, dumneavoastră ați propus, nu? Și noi trebuie să aprobăm. Și dacă nu suntem de acord cu 5%, o să fim cu 10, nu? Corect. Dar cu 10, nu 5%. Ca să mă motivez, deci dacă dumneavoastră o să ascultați și nu o să încercați să mă jigniți, o să vedeți că logica pe care am avut-o o să așa, așa rezolvați, așa merit, domnule. Așa merit. Uite ce hai să mai scrie cineva? Să mai scrie cineva la punctul 3? Deci, doamne, ai prezența la o ședință. Prezența la o ședință. Plus, în comisii se fac 10%. Pentru că se iau de favor. Și se fac 10%. Deci nu? Domnul iar 10% înseamnă 700 și ceva de lei. Ținând cont că am fost până acum neîndreptățiți, noi am mers cu indemnizația din 2008. Deci chiar dacă a crescut salariul primarului, s-a dublat, deci noi am mers cu aceeași indemnizație. Deci ținând cont de treaba asta, am fost neîndreptățiți. Bineînțeles că așa a fost. Legea ne-a citit conform ordonanței de urgență, care eu odată, cred că, pe timpul lui domnul Ponta, da, tot PSD-ul era la conducere. Dacă acum noi avem posibilitatea asta, conform legii, de ce să nu ne votăm maximum? De ce? Deci 10% să fie. Corect. 10%. Eu așa zic, așa e corect. Ce se mai scrie la cuvânt? Domnul Chelau. Deci o să vadă ședința asta, o să o vadă întreg stat, întreagă comună. O să zic că v-ați dus ca niște lingăi acolo, nu tratați problemele noastre și nu se face, n-ați făcut aia și zic că vă trage salariul. Eu zic să fim cât de cât. Da. Au ceva, da. Cu da. Propuneri de 8%. Eu zic da, că e parlamentare, v-a văzut domnul parlamentare. Eu vă văzut așa. Ce e propria văzut toată așa? Eu zic poate că e un pic de jenă. Da, dacă se jenă, știi ce renunță, se poate renunța. Da, domnul. Nu e obligatoriu să ne facă. Da.
În primul rând,
celui de jos trebuie să-i mărești salariul și să-l faci să trăiască mai bine și apoi tu, fiind în funcții de conducere, să-ți tragi salariul. Dar, având în vedere că în țara asta nu se face așa ceva, nu văd de ce eu personal sau noi consilieri să... pentru că la un moment din banii noștri, dacă banii noștri s-ar duce la un amărât, da, zice, domnule, eu nu-mi iau decât 5%, banii mei îi trimiți pensionarul ăla sau ăluia care nu se poate descurca. Dar nu cred că vor face cei din primărie niște acte de caritate cu banii noștri. Așa că, da, eu consider că ar trebui să ne orientăm spre maxim. Eu zic, corect. Mai scrie ceva la cuvânt? Deci luăm și votăm o dată așa. Cine este de acord cu salarii pentru funcții publice din personalul din primărie? O dată. Și după aia discutăm despre a noastră. Cine este pentru? Suntem de acord. Acum trecem la indemnizațiilor de ședință a consilierului. Domnul primar a propus 5%, domnul Chelaru 8%, Mihu Gineru 10%. Cine este pentru 5%? Împotrivă? Abțineri? Împotrivă. Cine este pentru 1%? Domnul Chelaru. Cine este pentru 10%? Împotrivă? Abțineri? Da, trecem la punctul 4. Da, s-a omis o chestiune aici. Cu propunerea o face primar. Conform legii, propunerea o face primar. Și o aprobă consiliul. Și a aprobat. Dar eu n-am făcut propunerea. Însă, asta nu înseamnă că nu voi ține cont de chestiunea asta. O să mă consult. Domnul Peloi deja m-a adaptat atât în ideea de cocoș, gata de luptă. Da, domnule, sunt cocoși. Să facă noastră din marca asta e cu asta. Și-a băgat cu mâna în măcină, dar ție nu știu cocoși. Eu vă spun. Bine, o să fiți cu cine-i vreți dumneavoastră. Păi, dacă nu cum e primarul, cine-i vreți dumneavoastră? O să mă consult. Ce nu domnule afară din partii, mai dă-o dată. Mai dă-o dată afară. Că dau afară din consiliu, dacă vreți. Da, da. Vreți să vă spun cum? Nu am întrebat. Nu, dar e cu familia, să ne liniștit. Haideți, domnul, până ce este pe ordinea de zi. Deci, nu. Da, nu. Îmi face plăcere deosebit ca să fac conversații cu domnul Suzumit. Vă spuneam că o iau ca pe o consultare. Astăzi v-am consultat. Din păcate, nu se poate fi, dar nu poate fi consultația, domnule primar. Pentru că s-a votat un salariu dumneavoastră la primărie aici și se vede de unul. Nu înțelegi că asta e legea. Legea o faci, cam cum vrei la tare. Legea e făcută de tine. Zău, dar bine, nu. Eu fac un om conform legii. Da, în fine, o să vedem, da. Mergem în domnul președinte, vă rog să anunțați aici că s-a votat propunerea ca acești consilieri să primească 10%. Domnul... S-a votat propunerea, da. Deci s-a votat propunerea. Dar nu mai fiți așa. Nu mai fiți așa. S-a votat cu cine a votat. Dar ce a mai votat? S-a înregistrat, domnul. O mai trebuie să mai spune. Da, clar. Păi, asta e părerea dânsului. Nu, asta e legea, domnule, chiar asta e legea. Dacă vă spun ceva, dar legea spune până la 10%. Până la 10%, la propunerea primarului. Domnul primar, să fie 5%. La următoarea ședință, domnul primar propune ceva. Nu, 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 s-a ridicat mâna și pe impulsul ăsta. De ce nu se validează? Facem șantaj aici. Nu mai dăm Nu mai dăm cu orizat. Nu s-a lămurit treaba. Ce vreți?
Nu poate domnule să respecte. Hai de la asta cu filozofia la tare. Cum adică? Păi uite, o să le dau un om instituțional. E un contencios. Un contencios, da. Păi da, da, da. Da, 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 nu o faceți. Nu prima. Nu o faceți. Ești cu o bară, domnule. Revocarea, poate de inconsiliului. Hai să terminăm o dată. Numărul 46 din 30.05.2017, privind schimbarea școala gimnazială numărul 1 Mănăstirea Cașin în școala gimnazială Regina Maria, ca fiind nelegală. Da, ne-am grăbit un pic atunci când am luat hotărârea. Am primit o adresă de la prefectură, către primăria comunei Mănăstirea Cașin, părțul local Mănăstirea Cașin, în conformitate cu prevederile articolului 19, alineatul 1, litera G și articolul 25 din legea 345/2004, privind prefectul și instituția prefectului, republicată cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm că s-a exercitat controlul cu privire la legalitatea hotărârii numărul 46, privind schimbarea denumirii din școala gimnazială numărul 1 Mănăstirea Cașin, în școala gimnazială Regina Maria, adoptată de Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Cașin în ședința din data de 30.05.2017, constatând-se următoarele. Hotărârea Consiliului Local a fost adoptată în data de 30.05, fiind transmisă de secretarul Comunei la data de, cu adresa numărul 3152, la 7.07.2017, înregistrată la instituția noastră sub numărul 13.418. Prin articolul numărul 1 din hotărârea 46 s-a aprobat schimbarea denumirii școala gimnazială numărul 1 Mănăstirea Cașin în școala gimnazială Regina Maria, fără a exista avizul Comisiei Județene de atribuire de denumiri, conform prevederilor articolului 3 al 1 din ordonanță 63/2002, pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri cu modificările și completările ulterioare, care dispune. Proiectele de hotărâre ale Consiliilor Județene sau Locale, având ca obiect atribuirea, ca denumirea unor nume de personalități ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură, ori schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate și avizate în Comisia de Atribuire de Denumiri Județeană, respectiv a Municipiului București. În raport cu cele invocate mai sus, vă solicităm să procedați la revocarea hotărârii 46, măsura luată va fi comunicată instituției noastre până la data de 3.08.2017. În caz contrar, vă rog să ne adresăm instanței de contencios administrative. Deci s-au omis clar obținerea acestui aviz, urmează să-l obținem și să revenim cu hotărârea în... Ok. Da. Cine este pentru? Cine este pentru? Deci, revocarea hotărârii 46 din 2017. Diverse obținere. Înainte de a trece la atribuiri diverse, domnul Mirore are o lucră în rezolva asta. Sunteți de acord să ne întâmplăm în 11, nu? Nu, nu. Da, 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 signor. Da. Domnul Ardea, eu am legat să știu să spun. Da, știința de ideea de ca să dea răspuns, până la urmă, da? Da. Așa, deci la ședința din 16 iulie s-a pus problema că de ce noi am intrat în pachetul ăla de la Petroasa, de sus, de acolo. Ăla care dumneavoastră ați votat ca să... Era hotărârea Consiliului Local. Eu vă spuneam atunci că imediat după hotărârea Consiliului Local am mers la Ocolul Silvic. Au spuneam să spate bine situația, au fost acolo niște rupturi de vânturi și niște dezrădăcinări de copaci. Au fost. Au fost, da. Au fost, da, foarte așa, noi am făcut o adresă acolo să vin să fac o inventariere a acestor materiale ca să nu s-a mers și cu ale noastre, că vă dați seama cineva care ducea sus acolo, îi lua pe alea. Mai e unea cu seninghi, când dracu. Am înțeles, păi am înțeles. Două luni. Dar, au zis, lăsați-mă să vorbesc. Dar faptul că s-a tergiversat de către Ocolul Silvic și nici în ziua de azi n-a ajuns acolo, ca să poată să facă inventarea acestui material, a trebuit să mergem la Gioina, într-un pachet de exploatare pe care noi l-am abandonat anul trecut, odată cu inundațiile din... Astea sunt problemele dumneavoastră acolo. Domnule, dar ascultă-mă, domnule, m-ai înțeles? Dar noi am votat acolo ca să dai drumul de îndată, să dai la cetățenii. Dar vrei un om de la subiază 10 locuri odată, cum vei să ducă? S-a dus pe Ghioi, acolo ca să terminăm parchetul ăla, care era început în 2015, care îl finalizăm probabil săptămâna viitoare. Mai avem pe 60 de metri cub, din nem discos de acolo. Asta era situația cu parchetul ăla, dar dumneavoastră nu v-a spus întrebarea.
ați votat aici 30 de lei să-l, să-l vindem. Le-au cumpărat cu 60. Cum fac? Cumpăr 60 să-l duc 30? Ce? Care-i greu? Care-i greu? Ce faci? Dacă rămânea pierdere totală, cum era? Nu putea să rămână pierdere totală, doamne, pentru că am anunțat Consiliul Local și Primăria de la momentul când eu am declanșat acțiunea la parchet. Când parchetul este depreciat, parchetul este... Am avut, poate n-am avut suma ta, doamne, dar eu am făcut de inscris la șam, șam, ăsta, am cel înregistrat. Caracatița exact în ochi, că nu se mai poate. Exact în ochi, trebuie de Caracatița. Auziți? Suntem, stați-o leacă, domnul Ciubăta. S-a hotărât clar de Consiliul Local, Mănăstirea Cașin, că se va vinde lemnul de îndată cu 30 de lei. Am fost cu toții de acord și am zis să ți-am vrei să vinde la populație. Dom'le, ai, acum n-are nimic ai înțeles că noi nu putem să intrăm acolo atâta timp când este și materialul. Păi deci noi suntem lucrul ăsta de la bun început, pentru că uscăturile alea, care culturile alea, nu mai există acolo. Eu zic, uite cu alea, uite pe aparatul ăsta, că nu minte. Nu știu, deci, să poate mătaie, poate mătaie timp de filmat, fotografia, nu m-am dus acolo ca să vă zic ce vorba, ca să filmeze. N-am fost, n-am fost, comisii, cu ce Dumnezeu. Deci, mai o casă că suntem tendențioși și cu ăsta, chiar cu dai drumul la partid, lasă-și fac oamenii rău de lemne ca să ia altceva. Auziți, stați că spun o chestie, noi plătim pe reatări de întârziere la celălalt, ce vreți să facem acolo? Vreți să mergem până atunci, mă întâlnesc cu ăla, mai avem o săptămână acolo, mergem la ăsta care spune din 30 de lei, dar aș ruga conducea primăriei, aș ruga conducea primăriei pentru că dânșa cu contractul să ne gândim la prețul de achiziții, pentru că nu poate să rămână 60, e aproape 300 de metri cub și eu să rămân cu plata 60 în condiții că îl vinde cu 30 de lei metri cub sau cu nimic, să rămân acolo. Deci noi am spus datoria de a face informarea. Eu v-am spus în felul următor. Tot ce aveți expediții pe partida aia acolo, am înțeles, și da. Care ați făcut documentații, doamne, am vândut de acolo 30 de metri cub cu 30 de lei, da? La tot ce sunt prezentați în fața Consiliului și faceți una mare de lucru, nu? Dar așa dacă... Prezentat, cum ce-a fost prezent, vorbesc de ce se va vinde, pentru că el spune așa... Domnule, iau un moment, iau un dar voi voi așa să mai de acolo de la Gheorghe, nu? Știi? De la Gheorghe n-ați mai expediat. Am mai venit oameni. Săptămâna asta am încheiat. Mestea că n-am văzut din ăla vechi. Da. Am dat. Și mai e și mestea că acum trebuie să dăm o mașină la Brașov de bloc ca să mai rămâne de sub mestea. Nu putem să repede să mergem la altă parte. Vă spun sincer, fără niciun trebuie hotărâre de consiliu, domnul primar, îmi pare rău să spun, ales o nouă conducere la această asociație, domnule, nu se poate, așa nu merge, băi. Domnul Ciubotare, mă trate să înțelegi că asociația proprietarilor de păduri nu subordonează Consiliul Local, domnule, și nu dumneata vii să faci ordine acolo. Noi suntem proprietari de păduri, iar mă trate este un consilier aici, care vă criticezi toată ziua, pe incendii de Consiliul Local. Deci nu vii să faci ordine acolo. A fost făcut administrator la această societate, această societate a pădurilor, de cine? De câte asociații proprietari de păduri. Și pădurea costă. Păptiți? Pădurea cum? Nu, domnule, pădurile particulare noastră. Hai cu prudul. Am azi de-a mea, taie pe pădurea primării, domnule. Vă vine spre pădurea primării. Domnule, ai să auzi că dau acum și replica lui domnul Lazar la cine a spus dumnealui, e ca de asociație. Da. Haideți să vă zic că asociația e ilegalitate, pentru că de mai mult de 2 ani de zile nu s-a întâlnit adunarea generală a membrilor. Ați avut la adunarea generală a membrilor? Asta e părerea mea. Păi da, dar... Domnul nu știe. Dar nu ar trebui să știi toată lumea dacă este adunarea generală a membrilor. Noi suntem membri. Am înțeles, vă spun acum ce vreau din membrii și urmă. Deci, domnul Ciubătaru și domnul consilier, vreau să vă zic că, deocamdată, vrem să încheiem treaba pe Gheorghe, acolo ca să terminăm cu parchetul, să-l predăm, pentru că este, v-am zis, și bun, din 2015, următoarea dată mergem acolo sus la lemnele astea. Cât ori putea să vândă? Sunteți cu tărâni, nu? Vedeam să fie ceva. Da, mai când se începe partida. Pădem? Ce îi spuneți o dată? Aproximativ. Probabil mâine. Mâine se poate merge acolo ca să ia lemnul ăla. Se poate merge mâine. Dacă mâine se merge acolo, mâine trimite la Brașov să mai eliberăm rampa ca să mai avem de adus o dată cu ăsta, cu taful. Deci, domnul...
Noi predăm parchetul cu stop la drumul auto sau rampă și primă ne mutăm în partea rampă. Mai avem timp 60 zile. Ce înseamnă asta? Săptămâna viitoare? Nu, avem o săptămână, da, vreau să terminăm. Dar trebuie să nu mai să stici timp. Nu, timpul nu se mai trebuie. Da. Legat de Asociația Proprietarii Pădurii, eu vreau să vă zic că Asociația are circa 500 sau 600 de membri proprietari de pădurii de pe zona Cașin, Mănăstirea Cașin, Bogdănești, Buciu și Ștefan cel Mare. Ăstea sunt 500-600. Ei mai pot să oscileze, pentru că nu fiecare an toată lumea vine și își achită datorii. Așa. Să mă rog puțin, sigur mă întrebați și de bani, Asociația a avut încheiat ceva mai înainte un contract cu primăria, cu cadran închiriere, am administrat ăsta, izlazul primăriei pentru care s-au luat și niște bani de la APE, bani sunt în corpurile asociației, eu știu dacă cuiva îi teamă ceva că lipsesc din ei acolo, poate să le verifice, de altfel nici nu am specimente de sfătură la banca care la domnul președinte Dima, așa, deci începând cu 2015, noi am mai prelungit contractul cu încă 5 ani de zile cu primăria noastră acasă, pentru a aloca aceste terenuri cetățenilor proprietari de animale. Și în 2016 am încercat și cu sprijinul domnului Vici, am parcelat și am împărțit terenurile proprietarilor de animale. Era o vacă, două, trei sau mai multe, dar în general sunt foarte multe persoane care au o singură bovină. Și le-am dat și ca să ia singur ăsta, subvenție de la APE, direct în numele lor. Urmând ca dânșii să vină să achite redevența pe care noi o avem de dat primăriei și impostul pe teren extravilan. Ce calitate au persoanele astea care le-ați închiriat pășune? În cadrul asociației noastre? Sunt membri cu drepturi de pline? Vreau să vă zic, domnule, lasă-mă să întâmple așa la urmă, dacă nu înțelegeți. Vă întreabă, domnule, deci, ați explicat situația, domnule, nu ne spuneți bărere. Deci, știam aici că asociația, în anul 2015, venind la ajutorul crescătorilor de animale din Comuna Mănăstirea Cașin, ne-a adăugat la statut și un alt obiect de activitate. Creșterea animalelor, proprietatea membrilor asociației, constituirea și administrarea de exploatație de animale în vederea obținerii unor subvenții. Domnule, spuneți cu subvenții pe care ne-ați făcut contract adițional, i-ați făcut membrii, deci adeziune la asociație sau i-ați în plus la asociație? Crescători de animale, deci, sunt membrii în asociație sau adeziune? Deci, aici vreau să vă spun următoarea frază. Pentru cei care sunt proprietari de păduri, sunt și proprietari de animale, nu mai era nevoie de cele de scriere. Pentru cei care nu au păduri sau nu a fost timp ca să poată să scrie, i-am scris și pe ei ca să poată să beneficieze de această subvenție. Cu adeziune, da? Semnată de ei. Cu o cerere de scriere. Da. Sunt membri cu drepturi de plină. Sunt membri în asociații, dar nu sunt și proprietari de păduri. Deci, această nou obiect de activitate, constituirea de exploatații pentru obținerea de subvenție APEA pentru membrii asociați. Deci, de exemplu, Matane e membru asociat, nu deții pădurii, înțeles? Sau poate deții și n-ai vizită bani. Pe mine nu mă interesează. Ce mă interesează dacă vorba chirei de teritoriul de pășuni în cadrul asociației noastre, dacă eu figurez drepturi de plin ca membru în asociație. Asta am membru asociat. Da. De ce 500? Da? De ce 500 de membri asociați? Asta e. De ce 500? Dar vă spuneai că sunt mai mulți membri din pescători de armare decât proprietari de pădure. Din 2 ani de zile, de când sunt membru la această asociație, nu s-a făcut o adunare generală la membru asociat. Ce-a făcut acum? Ea a luat trecut, nu s-a făcut anul ăsta. Vreau să spun. Dar am și o întrebare. Cei 500 de membri pe care spuneți că îi aveți în asociație, știu că sunt membri în asociație? Nu știu că sunt, plătesc cotizații anuale. Dar știu că sunt? Știu că sunt. Știu? Normal. 500 îi aveți pe așa? Dacă îmi dați și mie exemplu de câteva persoane care sunt eu, am și eu animale, nu știu dacă am și eu o bucățică de pășuni sau nu. Acum, doamnă. Nu știu, întreb, deci nu. De socii dumneavoastră, ca să vă dau răspuns, am scris în asociația cu vreo 2 ani. Așa.
pădurii. Atunci a plătit-o, anul trecut n-a mai plătit-o, la noi... Și a ieșit automat la noi, având în vedere că nu plătești cotizația anuală, nu mai ești membru. Asta este. Deci, tu fii membru asociației, plătindu-ți cotizația, înțelegeți? Dar el poate să revină, mai sunt situații de astea, poate să ne plătim. Și toți cei ce sute au plătit cotizația? Da, da. Da, are și care mai este membru în asociație, așa trebuie jos. Nu este la noi, ea trebuie să fie membru în asociația de la Sosel, acolo, unde e Valicanul și cu ăsta la altul. Ce vorbești? Păi, dar paște vaca la ăsta, duce vaca și o paște la scurață. Asta e la anul, spuneți, asta e asociația de limba. Aici jos. Deci, la Susene, acolo, este o asociație pe care o duce Niță Valeru. Asociația nu primește pe nimeni în asociație, este asociată cu Vasilache și nu mai primesc pe nimeni. Băi, nu primesc pe nimeni când nu vor ei. Dar ei ar trebui să primească pe toți oamenii care deține animale și care pasc cu izlazul la treabă scurață. Înțelegeți? Ar trebui ca toată lumea... Dar izlazul de la scurație nu aparține de asociația dumneavoastră sau de nicio asociație? Nu, aparține numai de asociație. Izlazul de la Pisculații intră al Valecam și al Vasilache și dacă eu vreau să mă duc în asociație și nu vrea să mă primească, nu mă primește. Nici eu nu beneficiez de izlazul. A fost secretarea primăriei direct asociațiilor. Nu, nu. Înțelegeți? Noi la nu la asta. Deci direct lor. Da, eu nu știu ce să mă lupesc în lor. Dar și izlazul de la Lupești, care a fost secretarea direct celor de la Lupești. Înțelegeți? Nouă ne-ar vas. Deci voiam numai să avem dealul Copii și dealul Stănin. Pentru cei de din centru, automat ar trebui să mergem și pe Bulziști. Pentru că oamenii aia n-avea ce să ocupi de ei, a mers și pentru Baia, aici la fermul Izlaz, care e cel de pe lucră. Deci de asta. Da, și a oricare dintre aceste asociații, Lupești, asta și cealaltă, dacă au închiriat spațiul comunei, pur și simplu, nu are niciun fel și obligație să mă primească și pe mine, care sunt și eu membru al comunei, am și o bacă, am și o... Da? Deci are vreo obligație sau poate să spună, doamne, nu vreau să te primesc? Nu. În contractul primăriei a stipulat un lucru. Deci au întâlnit toți crescătorii de animale și mici crescători de animale. Așa, deci indiferent. Deci el este... Deci are obligația să mă primească dacă eu vreau să mă înscriu, da? Pentru că am auzit discuții că cineva a vrut să înscrie să nu vreau să te primesc. Exact așa s-a întâmplat. Ai luat din tot izlatul primării, n-am înțeles. Adică ai niște obligații zidate. Așa s-a întâmplat. Și să cumpăr 100 mâine, ce vreau? Și trebuie, este firesc. Deci asta vreau să mă lăturesc. Legat de spații cu 100 de vaci. Am exagerat. Așa nu trecut. Ați atribuit 3 hectare per animal. Au fost... membri asociați mai puțini, solicitați. A fost problemă mai mare. Iar 2017... A fost numai mai mulți, dar nu v-ați fi uitat. Mai mulți membri. Mai mulți care vin să scrie, înțelegeți? Le-a dat în mod legal și atunci le-a venit câte 2 hectare. Deci, ani, dacă mai vin... Despre deosebire de cei de sus, care ei și-au plățit doar între ei, păscuri dumneavoastră, noi am dat la circa 42 de persoane, ne-am dat... Nu, domnule, nu mă interesează. Păi, mă interesează dacă are și el obligația, dacă vreau să mă scriu, să mă primească și pe mine, da? Corect, are obligația, va ales că v-ați spus că îți las unde ele oare în zi. Sunt în pentru. Domnul administrator, mă interesează bilanțul contabil. Dar nu poți să n-ai... Cel puțin verbal așa. Cât bani aveți în contabilitate acum dumneavoastră? Și cât e contul? Dacă vrea să... Avem niște depozite, sunt în jur de 5-6 leani, dacă vreți că îi vrea, pentru că eu fiecare nu știu. În jur, aici e chestii matematică. 5-6 leani? Da, matematică, dar 5-6 ce? 5 depozite, depozite. Ce sumă? Ce sumă? Depozite, variază, de la 300 de mii la 100 de mii. În total, estimativ. În jur de vreo 20 de miliarde. Și banii ăștia sunt primiți la banii pentru banii ăștia sunt în bancă? Pentru locuitori? Nu, de proastă gestionare nu poate fi apuzionat. Pentru cei care au... Banii ăștia sunt îndreptați. La ce bărți? Una bata a fost bani, la urmă. Colonești numai? Și ora nu vezi mai cum mai sunt în altul. Nu Dubai n-am. Bună, nu vreau să spune cum ai avea și până la urmă. Nu știu cum ai avea și până la urmă. Domnul Lara, vreau să vă spun la chestiunea aia cu... De ce fugiți, domnule? Vă întreb, domnule, dacă... Ți-am spus, nu există decât
Banca Transilvania. Asta este. Dacă vreți și sunteți curios, puteți să veniți la mine și le arăt toate depozitele. Păi, chiar dacă nu sunteți membru asociației, dar arăt pe așa, pentru că sunteți bani. Cu cine plătești pe noi banii ăia? Omul trebuie să dacă aveți trimite bani. Animalul da. Ca lumea la izbat, să vină ca lumea la izbat. Legat de drumul ăsta care dumneavoastră le spuneați. Noi am făcut drumul de acum 2 ani, am cheltuit 25.000 de lei, 250 de milioane. Le-am făcut pe toată comuna. Și pe dealul Popii, și dealul Stânei, și Grădacii, și Baia. Haideți să vă zic ceva. Acum, stați o țină. Drumul ăsta, pentru că după ședința dumneavoastră m-a făcut să urc până sus, cel puțin pe aici, la dealul Popii, dom'le, drumul este destul de acceptabil. M-am găsit și cu niște persoane de acolo care urc cu căruțele la deal. Nea jeepul lasă. Adică ciclul lasă, neacolin lasă, măcălăie, înțelegi? Și aduc... Măcălăie de aia vin la lupie și trec mai din așa. Nu poate fi nu mi-a zis, nu mi-a zis că sunt probleme. Acum, dacă tu să ai o căluță, ai o căluță ăsta mic care nu poate să-ți tragă căluță la deal, nu putem să-ți tragă. Nu, domnule, eu am mașină, domnule, eu oricum mașină. Păi nu poți face unul pentru mașină noastră. Doamna a renunțat. Deci drumul de la Lupești nu este al nostru, este al lui Tașa. De ce să te trageți cu drumul la, de la Lupești? Faceți drumul la Iordache, unde acolo omul și-a stricat, a intrat și-a stricat mașina, că s-a dus nu știu ce să caute, ce animal, căruțele cu foi să răspoară, va dreca cu nu, domnul Ciucuta, nu cine am iubit. Dar nu-i trebuie animale. Are teren. Nu mai duci cu căruța, nu mă duc cu dacia, să te duc. Iama de la deal, nu-i cu dacia. Am înțeles că ai fost să-ți caut un animal și nu ai fost să-ți caut animal. Păi eu trebuie să spun, doamnă, și dacă ai fost noaptea și l-ai avut foarte, nu, 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 noaptea, nu, era chiar ziul, soare, pare. Da, era mult al domnului. Încă o dată mai spun, codețele unde se trece din dealul Stânii, unde storiștea, și trece să vină animalul să dea apă la un lup, sub orice trich, mă lup că nu eu. Dacă vreți să vă faci cu părerea acolo ca să aveți o trecere de la dumneavoastră la asta, nu faceți dumneavoastră părerea acolo. Nu faci nimic, că nu sunt mai mult. Acolo sunt atâția bani. Nimeni nu comentează, nu va prima dată un președință din coșul local, cât îi tragi din mânică. Și de la deas, de la bani, nu e ceva. Domnul Adon, hai ca să ne venim și noi la... Mai aveți de... Deci eu vreau răspund la domnule cu ce m-am acuzat la trecut. Cu pădurea și cu asociația, vreau să zic, cu drumurile care se pot face. Știți că avem o colaborare, un proiect de colaborare între noi și dumneavoastră. În ceea ce privește mercata cu noastră, mai puteți să reparăm drumurile astea undeva și noi să punem motorina. Motorina la utilaj ca să mai facă ceva din drumurile astea, care și ele duc tot spre izlațul, dar care poate să fie, să spunem, domnul Adelfaz, nu are o problemă. Domnule, știu că la o da. Situația cu pădurile și cu asociația pe lume foarte bine, dar ei sunt organizați în fond posesorate. Da. Nu suntem în stare să faceți noi așa? Nu mai putem face, domnule, știți că posesorate, știți ce se întâmplă, ei le-au luat din prima, ei au o masă mare de păduri, așa putem le repartizează fiecărui, așa dacă te duci, eu am tăiat ăla, nu, ăla tăiat ăla, ăla ce se face? Ce se face? Că la așa, la dată, la anumită oră, toată lumea trece în composesorat. Și atunci asociația pe... Nu, nu se poate decât numai ora să vă sunt 500 de persoane. Dacă nu vă, ce se face? Doamne, acum explică că ora să se descurcă bine, măi, frate. De ce aia? Dar una peste alta vreau să vă spun. Toate cheltuielile care se fac, hai să fac cu asta, cu aprobarea dumneavoastră generală. Deci nu face generală cu aerul un drum, colo sau... Deci atunci generală trebuie să hotărească unde și cum să cheltuiesc bani. Da, aveți obligații contractuale față de primărie ca să faceți drumurile. Domnul, pășurii și dracușurii. Da, ne-ai repetat cuvântul ăsta, că ai obsesie chestia asta cu drumurile. Ți-am explicat, drumul pentru a urca face de sus acolo zbunii, nu poate să treacă cu calul părința mea, dar tu și cu părința altul mai mare. Noi nu putem să facem tot mare acolo. Uite, și nu am problema. Domnul Lazar,
Da. Deci, când am fost făcut iarba cu 2 ani, s-a băgat cu dozer un pământ viu și el a fost făcut ca lumea de la atunci, terasament. E clar că el se ugășește când mergi pe ploaie, când vrea să strigă, normal că să strigă. Dacă nu e păcat în nicio încătură, e clar. Bun, acum soluția ar fi să se bage un nou utilaj să se refacă, numai că într-o jumătate de an, iarăși, ajunge. Uitați-vă pe Cărpiniș. Pe Cărpiniș mergea cu Dacia, ca să folosesc o... Da, domn primar, mă iertați să vă. Dar în jumătatea asta de an, omul își aduce tot fundul după deal și legile și tot ce are nevoie. Nu? Până la primăvară trebuie să strică ea. Și dacă... dacă ea să strică. Eu puteam de asociații până. Dar în deja cu fata și cu... Da, știu că ai zis băiatul cu tine, cu... Da, vine cu băiatul, că e undeva la fundul cașei, când vine, a rămas și gelul, că ne sunăm și mergem acolo la fața locului, să vedem, să stabilim exact trasea, și a rezolvăm. Aici o să tragem într-o zi și o să vedem cam ce trebuie făcut, că așa de bine vorbim ca să ne-am făcut treaba. Tot primării, tot primării să facă. De ce nu face asociația? Domne, asociație. Asociația n-a făcut niciodată de cap. Păi și atunci are obligația de contract. Niciodată asociația n-a venit să spună, doamne, hai că-ți fac un... Uite, primăria asta de capul ei. Dar să vă mai mergi. Păi să vă mai mergi, domnule, cu asociația. Iar dacă bata să zici de curățenie, bata are obligația să scurgi bata pe șura, care nu trebuie că ai luat văd ce-i vină. Doamne, dar să-mi arăți în parcela, unde o am, asta e datoria noastră ca asociație. Și te-am iar să iei curată. Și sincer să fiu, nu prea știu exact activitățile dumneavoastră, pentru că le faceți în mod secret. Deci cu Cătălin Dima, voi faceți la Beli, voi însuți, da, vă întreb ce activitate, ce treburi eu lucrez, nimic secret. Deci eu vă spun sincer, a rămas așa, strategie de domnul primar. Faceți parte cum am inconsiliat. Știți de ce și-a dat demisia? Domnul Lupu,
am rămas patru. Îmi dau și eu din ziua. Sunteți în consiliere? Trei. S-a făcut adunarea generală a membrilor. Anul ăsta, anul trebuie să nu, de 2 ani de zile este făcut adunarea. Nu este făcut. De ce? 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 Hai să zic că sunt plătitor de taxe și impozite și am ieșit la din cauza obiectului ăsta, am venit la primăria, pentru mine, să știți. Dar am asistat la ședința dumneavoastră, am văzut că, de fapt, sunt măresc foarte mult salariile și indemnizații de consilier. Și aici n-aveți. Am ieșit la pensia. Dar un primar, un salariu medic. Sau un salariu, sau un deputat de consilier, un salariu pe care l-am avut noi înainte de ieși la piață. Da. Dar vreau să spun o chestie. Urmăresc că nu voi la ședințe consiliului ca pe internet. Urmăresc și urmăresc lună de lună, afară de faptul că avem casă, nu faci. Dacă voi la ultimii 10 ședințe, domnule, chestiunea este că suntem așa denumit aici o rușine națională, în sensul că aici se fac numai discuții personale, pe de-o parte, din rândul, să spunem așa, așa zis, adversari politici, iar pe parte, dacă pe două mestrat, domnule, sunt foarte tacit, deci nu se nu îi costează deloc, nu îi costează deloc. Și când au venit ca alți cetățeni, nu le-am dat. Domnul, eu dau, plătesc tax și păstra prima. Și nu mai știu. Și bar un loc public, am luat la data. Domnule, deci, ședința este publică. Domnul, din barul meu, domnul Păzară, din barul meu te plătește, de exemplu, prima ta. Și mi se pare corect că nu este, nu știu cum să zic, dar măcar să am dreptul să-mi ia, nu știu, mă duc la caserie acolo și plătesc în fiecare an. Ca eventual să am, cum da, ce te-am trebuit să vă dea pașul meu să consumi eu. Dar nu te poate să fie. Ia uite, mă vedeți. Domnul, ce ați venit până acum? Da, da, da. Eu nu consider că era și la altul consilier, să nu credeți că era ceva mai trebuit. Eu eram la consilier să spună două venuri, că era prima. Domnul primar, mai ales că văd că mergeți prin 10% sau cât aveți cum din sală primar. Așa, și aveți o zonă de activitate. Așa. Și dacă vreau să mă întâlnesc cu sătenii, acolo în zona lor nu se vine în audiență aici, frate dragă, pe asta, asta nu să fie niciodată. Așa, pe vremea ce așa făceam, nu? Dacă eu făceam, doamnă, eu am fost... Nu vreau să știu de atunci aici. De-aia am ajuns aici. Auzi, dar nu-i dacă știi mitric, tu stăteai acolo. Ați constatat, și dacă greșesc, vă rog să mă contrazic,
Deci, când ați exploatat lemnul, ați scos lemnul bun, ați constatat că, de fapt, aveți mai multe putregaie, ceva de genul ăsta. Da? Și că trebuie să micșorăm prețul. Da? Așa s-a spus? Deci, așa am înțeles eu. Deci, când, ca să vă iasă, nu vă ieșea masa lemnoasă, justificarea dumneavoastră fiind faptul că erau prea multe putregaie care nu s-au consemnat. Nu? Așa a fost? Era, sunt șapoate, dar nu sunt. Și din ce au zis, da, așa am înțeles eu, da? Da? Și ați venit aici cu problema că nu vă iese masa lemnoasă datorită acelor putregaie ce se găsesc acolo. Justificând dumneavoastră că n-ați știut de ele, că de fapt ele au putrezit în timp, că așa. Bun. Poate noi am luat atunci, neștiind exact care este situația, da, am întrebat și eu, dom'le, cum să facem o inventariere la o partidă? Că vrei să o scoți la exploatat, te duci și se marcă, da? Ei, în momentul acela, din câte știu eu, și dacă... O folosintic, da. Dacă greșesc, e posibil să mai am și erori, nu sunt de specialitate, dar ce am înțeles eu? În momentul când se inventariază lemnul, deci se inventariază lemnul bun, da? Dar se inventariază și lemnul putregăios. Corect. Așa. În momentul în care tu nu poți să spui, dom'le, nu mi-a ieșit masă lemnoasă bună, ca putrezic. Nu există așa ceva. În momentul în care se duce și se face recepția, deci, bun, nu ți-a ieșit, trebuie să-ți iasă și lemnul bun, trebuie să-ți rămână acolo și putregaiul care a fost inventariat inițial. Așa. Ce am înțeles eu din... N-am fost eu pe teren, dar am înțeles că, de fapt, nici măcar putregaiele acelea care au fost inventariate ca putregaie nu mai există. Deci, nu se justifică, nu se justifică, dom'le, nu mi-a ieșit masa lemnoasă. Trebuie să-ți iasă, că în momentul când se inventariază, se inventariază și lemnul bun și lemnul putregaios. Că există o marjă de eroare la orice partidă din câte știu eu. Dacă eu am înțeles greșit în ședința care a fost, în care a fost discuția, nu am înțeles. Nu mi-a ieșit masa lemnoasă pentru că a fost mult putregaie. Nu cred că e valabilă chestiunea asta. Deci atât am vrut să spun. Din punctul meu de vedere, știi ce m-am informat? Legarea care ai dat de parte este o calitate a fost. Acolo s-a dat la mamă și-am spus-o și-o repetat. Păi asta este, deci nu există asta și justificarea ca putrezit. Ăla era deja inventariat ca putregaie. Deci nu există. Doamne, lemnul o vezi așa și nu știi ce dă multul lui. Eu când l-am dat jos, s-a rupt în 5 în 6. Un putu, un copac, doi. Dar nu se justifică acea masă lemnoasă care n-a ieșit. Era o... Mai avem un lucru, dacă ea mai trebuie. Nu? Da, e, da.
Eu mă înscriu. Da. Faceți înscriere și avem o cerere care trebuie să o prezint Consiliului. Cererea este a lui domnul Mirica Marius, domnule primar, subsemnatul Mirica Marius din comuna Mănăstirea Cașa, județul Bacău. Prin prezenta vă rog să mă aprobați demisia din funcția de consilier local, motivat de faptul că lucrez într-un alt județ. Semnează în data de 20.07.2017. Cererea va fi... A fost adusă la cunoștință Consiliul Local să luați act. Domnul secretar... Demisiile nu s-a făcut, domnule. Nu, v-am adus la cunoștință, nu v-am adus spre aprobare. Așa, noi o să facem demersurile ca să vedem cine va fi următorul consilier din listă și probabil în ședința următoare va depune jurământul. Deci v-am adus la cunoștință. Atât. Atât. Mirica. Cine? Nu. Nu e o fată aia. Dinga Mihai. Dinga Mihai. Da, bine, aveți cuvântul. Da. Mi-am bătut gura, tot mi-am bătut zărea de gură, că asta-i treaba. Așa se învață pe dealul stăniu, să fie ironic și să-ți bat gura și să fie al dracului de gură. La un loc, nu mai spun, drumul îi vai de capul lui, vedele poate să-și nu rupă picioarele oricând și oricum, mi-l rup eu ca unul cu creier și-o judecată, una la mână. Mi-am bătut gura de nu mai știu, mă doare maxilarul, fântânile sub orice critică. Mai rău s-au deteriorat, mai rău s-au stricat, măsuri nici cum. Parcă-i la odaie, mai bun la mine la odaie, decât în centrul comunei noastre. La mine în spate, pe drumul Roșului. Scoate lumea, v-a spus domnul viceprimar, scoate din grădină și duce în drum. Că e ceapă stricată, că e morcov stricat, că e buruiană, tată în drum. Șanțul, nici cum, nimeni n-are șanță acolo, începând de la doamna Cucu. Are doamna Cucu, fost doamna Cucu, voi de la mine, la Renza. Mai sus, apa vine pe drum. Când plouă mai tare, de ce să nu intri la voi de acolo, de la mine, la Renza? Deci ar trebui cumva obligat fiecare să-și facă șanță. Nu și-a făcut 2 metri de la gard până în drum și-a pus iarbă gazon și apa vine pe drum. Așa. M-am dus și am adus sare și eu, ca orice muritor. Poate la Crăciun nu mai ajunge să tai și o poate. Am mai spus și problema asta. Să ferească Dumnezeu și Maica Domnului. Să rupi căruța în 3, în 4, în 5. Nu se poate, nici cum. Pe persoana cu care m-am dus să-l arunce din căruță, așa drum bună. Buduiul este unul singur și ăla câtă va mai fi. Și s-a promis că se va lua măsuri, prin iarnă, parcă am spus, treaba asta. Da. Rest, ce să vă mai spun? Toate bune și la locul lor. Da, da, da. Trai să ne bucurăm. Domnul consilier, da, domnule, suntem la capitolul diverse. Și am o propunere pentru Consiliul Local, o propunere care cred că face cinste comune, și anume ca să încercăm și să aprobăm în Consiliul Local propunerea de a decerna titlul de cetățean de onoare post-mortem domnului profesor Simeon Gheorghe. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că în ultimii 30, 40, 50 de ani, când a fost o persoană de fapt este născută, a fost născută în comuna Mănăstirea Cașa și a militat toată viața lui pentru bunăstarea și pentru această comună, nu numai printr-o carte pe care a scris-o, o monografie a comunei Mănăstirea Cașa, dar prin faptul că a fost prezent la toate acțiunile culturale, așa cât a fost ele în comună. Și a adus aportul meu deosebit la crearea unui început de muzeu la biserica noastră și cred că la ora asta este îndreptățit ca să primească titlul de cetățean de onoare a comunei Mănăstirea Cașa. Eu am luat cartea dumnealui, am avut și o discuție cu dânsul înainte de a muri.
Din păcate, dânsul ne-a părăsit, dar trebuie să fim recunoscători pentru activitatea care a desfășurat-o dânsul în, în comun. Așa că, propun ca noi consilieri să aprobăm propunerea aceasta de decernare a titlului de cetățean de onoare post-mortem a domnului profesor Gheorghe Simion. Mi-a făcut cinste că unde a fost profesor la, la noi aici, mi-a fost și mie profesor, a îndrumat o serie, multe serii de, de elevi, a fost profesor de gimnaziu, după aceea a fost profesor la liceul de la Onești, liceul nr. 1 la Onești, a ajuns până să fie inspector școlar pe județul Bacău, era un om de o cultură vastă, era și muzician, știa să cânte și la vioară, deci avea toate calitățile și, drept să spun, eu ca cetățean al comunei mă mândresc cu asemenea personalități. Merit, într-adevăr, să îi se decerneze titlul de cetățean de onoare. Acum, conducerea primăriei se vadă dacă e posibil și ce... Felicităm, în primul rând, ce trebuie să care a fost o propunere prin 2006-2007, de anul ăsta. Să verificăm dacă nu a fost finalizată, dar nu a fost finalizată, să respectăm documentele și să rezolvăm. Trebuie să vedeți, ca să nu cumva să întâmplăm acele priorități cu Regina Maria, pentru că poate că e este într-adevăr un parcurs legal care trebuie respectat. Da. Și vreau, domnul președinte, să pună la vot această propunere. Este legal. Da, ca și propunere, de ce nu? Demersul pentru inițierea domnului. Da. Cine este pentru? Propunerea la domnul consilier Bădău. Da. Împotrivă, abține, nu. Domnul Bădău, dar vedea o dată la nu. Domnul Ciubota, vă răspunde. Domnul primar, la ședința trecută am lăsat o hârtie scrisă înregistrată la numărul 3942 din 19.07.2014, în care am cerut proiectul de la Râul Dulce complet. Vă rog să undeva pe stic sau contrapost la asta. Nu mă încălzește cu nimic, că eu vreau să-l... Am înțeles. Este acum vreți? Nu, acum. Nu. Vreau să spun că am văzut urcerea de asta, am dat-o mai departe, să rezolvă. Da. Revin din nou cu situația drumului la Guraloacă. Ce facem acolo? Acum a început exploatarea la Brănișteanu acolo, trec tirurile alea 40-50 de tone. E nenorocere, te ascunzi în găuri. Ca o mașină mică, faci 20 de minute de la asfalt până la, la Guraloacă. Trebuie să mergi cu întâia în relativ. E strigător la cer. Deci la momentul de față nu avem... Eu am cerut transferul drumului de la Ocolul Silvic la Mănăstirea Cașin, pentru că eu circul la casă acolo, sunt plătitor de taxe, circul pe drum forestier, domnule, nu se poate, n-am văzut. V-am explicat dumneavoastră, la nu știu câte oară, că procedura asta de transfer... Nu mă încălzești, nu mă încălzești. Păi mă încălzește. Păi nu, dar măcar de s-ar face odată ca să știu cine e unde bule. Nu mă încălzește, vă spun eu. Dar acum, ce ar putea să vă încălzească? Ar putea să vă încălzească o acțiune fermă a Ocolului Silvic, eventual și în banul noastră, și să punem să remediem ceva acolo. Păi ca să poată să fie transportabil, erau niște găuri, o cărea cu o două zile cu ifronul, niște, de a stopat acolo. O veni ploaia... Dar unde se înțelege ce zonă să arăt găurile așa? Ce sunt, măi? De la gura lacului, la... întotdeauna s-a bazonat drumul ăla. Niciodată nu s-a pus să fie balast pus pe el, să mergi ca oameni, ce obțin. Nu-i nevoie de asfalt, nu. Dar... Clar că direcția Silvic și l-a făcut ca să-și se lăsă. Cu taful merge, domnule, că vă dați seama, taful merge, uite, nu s-a... Da, dar ce am eu cu direcția Silvic? Eu locuiesc acolo. Mi-e domiciliu acolo. Și de ce să merg pe drum forestier? De ce să nu merg pe drum public? Pentru că dar de 60, domne, asta. Deci rămânem la nivelul anilor 60. Nu se mișcă așa. Doamne, ferme. Nu, mi-e voi muri și vă veți bucura. Și ca jos din cărul să vă mă duce, dracu. Principalul acesta este direcția Silvic.
mergi pe drumul ucenilor mai casnic. Atunci nu e nicio problemă. Terenul ai, ai vorbit destul, tu trebuie să-ți ascunzi acum, da? E trecut intrabilant sau e extrabilant? Extrabilant. Și cum s-a acceptat construcția? Intrabilant. Este intrabilant. Intrabilant. Sunt deci intrabilant. Istoric este următor. S-a apucat de construit în extrabilant și abia după aia s-a apucat intrabilant, da? Drumul... Da, asta e acum 15 ani, 20 de ani. Nu m-am uitat. Drumul a fost întotdeauna proprietatea statului român și administrat de Romsei. Deci proprietar în acte se găsește Ministerul Finanțelor din România. Trebuie trecut la comunii. Trebuie trecut la comunii, clar. Și când? Noi am făcut documentația, am trimis-o la direcția Sibiu. Așteptăm să vedem ce spun. Deci așa, am primit la comunii. Trimiteți adrese, fiecare zi cu două adrese. Să dă hotărâri pe guvern pentru asta. Nu se trece. La timp cât există construcția, automat trebuie să preluăm primăria. Dacă vorbești domnul Ciocotaru, nu mă dau sub dreapă. Mai am o problemă. Mi-e-mi pare rău să o spun, dar trebuie că nu se poate. Dar treceți peste părerea de rău. Nu, poți să trec, dar nu se trec așa ușor. V-ați supărat când v-am vorbit la persoana întâia, domnul Beloiu, domnul consilier Beloiu. V-ați supărat. Nu m-a supărat, domnul. Păi dar v-ați supărat. În momentul în care... Normal trebuie să existe o... Există o lege a reciprocității. Da. În momentul în care eu mă adresez frumos și elegant, am pretenții ca să mi se răspundă frumos și elegant. Da? Dar, cetățeanul de rând, care vă roagă să rezolvați niște probleme, cum discutați dumneavoastră cu ei? Cu cetățeanul de rând, spuneți despre ce-i vorba, lăsați parabolele, că nu... Uitați, domnul primar, dacă vă face cinste treaba asta, nu are nimic. Dacă vă face cinste treaba asta, îmi pare rău să vă spun. Dacă așa discutați cu cetățeanul simplu din Goma. Și chestiunea asta nu rămâne la nivelul Consiliului Local. Da, domnule, ești vorba de suport și critică primarul față de noi. Așa vă dau. Păi niciun domn. Da, a trebuit să... Niciun domn. A trebuit înregistrată cine s-a luat Adriana, doamna Sabo. Nu știu cine e doamna, dar... E cetățean de acolo, de la... Sunt niște... Dar nu așa se vorbește, domnul primar. Nu se vorbește. Eu nu vă învăț. Nu vă învăț. M-am învățat ce șapte ani de acasă, părinții, dacă... Doamne, chestiunile așa sunt foarte grave și cel care scrie o chestie de asta trebuie... Dar ați văzut că scrie acolo că își asumă responsabilitatea pe ce scoate. Ce scrie acolo? Dar e scris la dictare sau e scris? Nu, dar doamna s-a apoi asta l-a luat. Doamna... Nu-i frumos. Vă rog să vă Eu cred că nu-i frumos ceea ce faceți dumneavoastră. Nu. Deci asta deja sună instigare. Nu instigare. Iar domnul Ciocotaru... E frumos ceea ce faceți dumneavoastră. Nu-i chiar la vârstă. Domnul Ciocotaru. Deci, chestiunea asta rămâne la... Păi să rămâne acolo. Poate o să mai vadă și altcineva din șefile dumneavoastră. Nu, dar eu nu-i dumneavoastră. Eu întrebați pe cine vreți dumneavoastră, dacă pe mine m-a auzit vorbind cineva, așa ce scrie aici, vedeți bine că scrie acolo la spate că își asumă responsabilitatea. Doamna, e clar că e făcut la dictare. Cu siguranță va fi. Cu siguranță va fi. Nu știu. Dar e bine și registrare că e pe ori. Da, foarte bine. Dacă este registrare, cu atât mai bine. Dar eu vă spun eu că... Așa ceva, da, nu știu, o luați cu registrare. Nu știu, dacă vreți să o citiți, eu vă dau. Nu, nerușine să țineți așa. E, nerușine. Presupun că v-a făcut plăcere ca să... Da, în fine. Mă rog, altă mizerie tipică, dar... Aveți cuvântul, domnul. Asta este. V-ați supărat? Ați auzit, domnul Ciocotaru, ce-am spus eu? E o altă mizerie tipică, dar nu. Nu este nici mizerie, domnule. Mizerie din partea noastră că dacă discutați în schimbul ăsta cu cetățenii... Domnul Ciocotaru, dumneavoastră mi-a spus mie subaltern câți ani, vreo 2 ani de zile? Dar ce importanță are? Are foarte mare importanță. Are importanță pentru... Dar așa l-ați lucrat, domnule. Pe cine, domnule? Pe cine l-ați lucrat, domnule? Domnul Ciocotaru, eu... Păi dacă a fost presupat,
Dar dumneavoastră nu așteptați să-ți spun și termine omul ideea, să spună ce are de spus omul. Presupuneți dumneavoastră cam ce ar fi, mă. E chiar și caracteristic. Dar hai să terminăm. Caracterele noastre nu știu care e la ceva. Eu vreau să întreb doar atât. Jita Florin, de exemplu, are salariul 3248. Da. Cine este? Da. Jita Florin. Da, Jita Florin. Aș vrea să știu și eu cu ce se ocupă, pentru că eu, sincer să fiu așa, eu l-am văzut tot pe la magazin, stând, bând o bere, în timpul programului de până la ora 8. Ce? Are program de noapte? Folosim program de noapte, da. Face focul la primărie și la vecini? Nu, suplimentor de pază. Deci, suplinitor de bază. Deci aveți un paznic și încă un suplinitor de bază. Adică în timp ce doarme domnul Drăgan, îl suplinește și de-a fost. Dar nu râdeți, nu cu ce pot pentru norma de ăsta-i plătit 30 de ore să doarmă. Dar eu nu... suplinește în momentul când doarmă. Deci nu fac... Exact cum e la școală. Eu m-am întrebat. Ați avut cumva dublură la Fochiști și la ăsta? La Fochiști? Da. Nu, nu aveam dublură, lucram în schimburi. Aceeași chestie și la... Da? A, deci se lucrează în schimburi? Da. Da, așa trebuie să-l spuneți. Normal, dumneavoastră deja ați luat-o înainte și... N-am luat-o, am întrebat. Și întrebați și puteați să-i explicați. Păi am presupus ce face acum. Nu trebuie să fac o ușură cu efortul noastră. Așa se rată o dată ei tâlp cu 30 milioane de ani. Dar nu are, nu are. Normal, la anual, plus că în momentul în care avem nevoie de aprovizionare cu lemn, de alte lucrări pe drumurile publice, de alte lucrări gospodărești, îi aducem tot ei. Da. Iar într-o lună, ca și medie, avem 15 zile, da, din 30, împlutit cu 10 ore pe zi, sunt 150 de ore. O normă ajunge la 176, 168, 172, 176, 176. Asta e. Nu că unul îl bazește pe altul. Deci, asta este singura explicație. Domnul combinat, da, Domnule, avem ceva probleme. Domnule, cu mistrețe se distrug punturile oamenilor, domnule, cu punctul meu și poate. Acum vreo, când prin 2008 mi-a ducat zile, că am solicitat la oporul silvic, pentru că-s mistrețitor, nu sunt de la oameni. Și i-am mai desfăgubit cu niște lemn materiale noi, cu nu știu ce, domnule, îi prăpăr ceva. Vin până în pagina acasă, domnule. Vreau să se sari de acolo de la dumneavoastră, de la Lupești. Da. E vorba de tabalami Cecilia, de pusul la noi. Sunt mai mulți care nu știu, da. Păi, bun. Da. Obligatoriu trebuie de pus sesizare. Da. Fără hârtii nu se poate face da. Noi înaintăm acolo Silvic și acolo a trebuit să facă demersurile celorlalte. Știți foarte bine că noi am insistat în anii trecuți ca să-ți ia niște măsuri. De la intervenția lor în teren, să-i sperii, să-i alunge și așa, până la despăgubirea oamenilor. Că spui despăgubirea, oricum s-a ajuns la despăgubirea totală și să-l satisfac pe om ca să dea... E bine, să vezi. Dar ce-a făcut acolo să... Procedura este destul de greoaie, da? Să face comisii cu garda de mediu, nu cu garda, cu agenția de mediu, de la Bacău, o comisie specială care trebuie să vină în teren, să constate, să... așa. Deci, plus faptul că legea este destul de avantajoasă pentru direcția silvică și, în general, pentru gestionarul fondului de vânătoare,
și simpunii ție ca proprietar să ai dar să ai sistem de semnalizare, să ai reșare și așa mai departe, știi? Deci, e ca și cum... Deci te obligă să-ți faci... Nu ar trebui să-i păzești distrețul lui și nu... Îi preșmuiești și ții în loc om, ca să îi păzească ei. Nu e imposibil, da? Ar trebui făcut în primul rând sesizare, că e să... Să iau legătura cu cetățenii care au probleme. Domnul consilier, la mine vecinii pune culorul rădăvară, așa, presare. Nu există o substanță. Ea vine miroase și mai. Ce plor, așa, plorul, adua. Nu ia persistența aia. Și aia persistă mult timp? A, persistă, cu timp azi. Și o mai prospătezi, ia? Mai păi și aveți voie că intrăm cu alte chestii. Având în vedere că v-am adus la cunoștință de acum vreo două luni situația cu Asociația Pădurilor, referitor la drumuri, la parcelare, la aia, nu s-a luat nicio măsură. Mai mult, domnul Aldea a venit astăzi în ședință să ne spună că nu face nimica și nici nu va face. Vă întreb dacă avem posibilitatea noi o metodă de constrângere. Noi ca primării, ca, nu știu, să-l punem să-și facă treaba. El are obligații contractuale față de primărie. La ce anume vă referiți? La construirea de adăpături, refacerea drumurilor spre pășuni, podeții, tot ce este necesar pentru... Bine, aici, personal vă spun că n-am mă plânge de relația asta cu asociația. Pentru că întotdeauna când am stabilit ceva, s-a și făcut. Da, dar până acum, da? Să ne facă domnul primar. 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 Să ne facă adițional. Nu face verificare contractului și dacă nu și-a respectat contractul, exact, nu se întâmplă. Ce mare lucru. Da. Și punctul 2. Domnul Aldea a venit și ne-a luat întrebări, că ne-am mărit salariul noi ca consilier. Mi poate spune și dânsul ce salariu are ca administrator al asociației. La asociație? Da, la asociație. 200 lei. Da, ca să știm. Societatea Pădurilor. Ei, domnul, așa este. Aici, da. Nu știu un lucru, nu știu 200 de lei. Nu, domnul, nu vă rog, nu-i zic bine, domnule, să stați acolo. Că dacă ar fi aia 200 de lei, ar fi acolo sub nicio formă. Da, cineva o sesizare astăzi pe Crezu, nu poate să urce cu tractorul, cu acolo drumul de cine aparține? De noi, de primărie sau ce e? E drumul normal, e în patrimoniul nostru, nu? Da. M-a sunat, e vorba de băiatul la pădurară, nu? Pădurară. Ce, stric vacile din drumul, nu? Da, nu putea cu drumul. Da, și că nu pot cu tractorul. Și să faci, dar ce vaca pe urmă să-mi prindea, că se zboară. Iau un copac, deci care e gard electrificat, ce mă fac? Da, în fine. Bă, a făcut hârtie scrisă? N-a făcut astăzi. Nu, 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 nu,